Oana, spuneam că facem un tratament specific sezonului rece. Da? Ce Correct. Avem acolo? Parafina. Parafina se folosește pentru a hidrata. Aha, deci pielea. Asta este... În profunzime. Față de cremă, care atunci când te speli pe mâini, se ia și nu hidratează chiar în profunzime. Ar trebui un masaj mai complex al mâinii cu cremă. Însă parafina, fiind caldă, se deschid porii și acționează mult mai bine. Ca orice tratament cald. Exact. Cum este și uleiul de măsline cald. Cel tradițional, tratamentul tradițional. Păi hai să începem tratamentul pentru Dana și povestim toate variantele pe care le avem la îndemână, inclusiv cea cu ulei de măsline. Întâi o să dăm o cremă pe mâna clientei, o cremă foarte soft. O să băgăm mânuța în parafină. E caldă. Este caldă. E bine, foarte Dana? Plăcută. Foarte plăcută. Apoi vom băga o punguță pentru a transpira și a deschide porii. Mm-hmm. Și mânușa pentru a menține căldura. Spuneai că există variantele de tratament în salon, da? Așa cum este acesta pe care îl face acum. Cel cu parafin. Dar există și variante pe care le putem face acasă. Sigur că da. Cel tradițional de care vă spuneam, cel cu ulei de măsline încălzit, la temperatura pe care o suportăm fiecare dintre noi. Hidratează atât mâna, cuticula, cât și unghia. Deci îl încălzim și tot așa punem, băgăm mâna cu totul? Sau exact, tot. Până aici, exact cum am băgat și în parafină, până aici, pentru a hidrata toată suprafața. Dana, haide să iei loc. Ai lăbuțe de pisică acum. Așa. De panda. De panda? Există anumite mișcări specifice pe care ni le poți recomanda? Sigur că da, cele circulare, de fricționare, de tapare. Mm-hmm. Ne poți și arăta, te rog, pe o mână ta? Sigur, cele așa, de fricționare. Așa. Da. De tragere. Da. Sunt mișcările pe care le facem de fiecare dată când aplicăm o cremă? Da. Ar trebui. Ar trebui, e adevărat, să facem un mic masaj. Crema trebuie să intre în profunzime, nu să rămână la suprafață. Am dat și gata. Mm-hmm. Un mic masaj să activăm căldura și să intre în piele crema. Toți ingredienții, da. Exact, toți ingredienții activi. Și spuneai de tapare care este? În sus, pielea în sus. Fricționăm pielea în sus. E mai greu de făcut de unul singur. Exact. În perioada rece a anului chiar e important să avem grijă de mâini pentru că le expunem tot timpul la schimbările bruște de temperatură. Indiferent că este cald sau soare, indiferent că este frig, tot trebuie să îngrijite. Putem să folosim și o cremă cu protecție UV. Chiar și iarna. Chiar și iarna, exact. Chiar și iarna putem folosi o cremă. Ca să nu se păteze, știți că apar petele acelea pigmentare. Odată ce înaintăm în vârstă, apar ridurile pe mâini, pe suprafața aceasta. De câte ori facem pe săptămână, în timpul iernii, acest tratament cu ulei de măsline? Eu îl recomand de 3 ori pe săptămână. Pentru a avea niște mâini impecabile și perfect hidratate. Chiar funcționează uleiul de măsline? Chiar funcționează. Funcționează foarte bine și îl putem face foarte ușor acasă. Cât timp stă Dana cu mănușile? Cu parafină? 10 minute, un sfert de oră este recomandabil pentru a hidrata în profunzime, pentru a obține rezultatul dorit. Hidratează, reduce într-o oarecare măsură ridurile, face pielea mai elastică, hidratează cuticula,
care știm foarte bine că ne deranjează și vrem să o tăiem, ceea ce nu este bine, pentru că este protecția unghiei, hidratează și unghia și pasta va ține oja, culoarea, va ține mult mai bine pe unghii. Serios? Dacă, da? Dacă unghia este hidratată, va ține mult mai bine pe unghii. Vom scoate parafina. Iese cu totul, se curăță, practic. Exact, s-a lipit. S-a întărit și s-a lipit de pungă. În timpul iernii este un tratament foarte comod. Exact, foarte comod, foarte scurt. Exact, nu ne mănâncă nici mult timp. Nu, nu ne mănâncă nici mult timp să petrecem foarte mult timp la coafor, pentru cum putem observa cât de moale este pielea, cât de hidratată și cât de fină. Îmi place. Și observăm că și pielea este mai fermă atunci când este hidratată, mai întinsă. Ne referim la partea aceasta unde se văd ridurile pe mână. Adică este și un tratament de prevenție și tratare a ridurilor de pe mână. Exact. Oana, mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Să-ți fie de bine, Dana. Mulțumesc. Fie de bine. Acum mânuțele sunt răsfățate. Mergem să răsfățăm și fața, da? Da. Pentru că ziua petrecută împreună continuă. Mulțumesc. Carmen, tu te ocupi de fața Danei, da? Da. Astăzi îi oferim un răsfăț. Ce ți-ai propus? Îi facem un tratament de lifting. Doamna a slăbit foarte mult și aș vrea să o întineresc cu 10 ani astăzi. Super! Super! Hai să vedem, ai curățat fața. Primul pas a fost demachierea. Da? Da. Da. Acum aplicăm tonicul. O să-i aplic un gomaș mai puternic pentru exfoliere. Cât faci tu gomajul, aș vrea să te întreb câteva lucruri utile pentru toate persoanele care țin o cură de slăbire. Și na, știm cu toții că se duce inclusiv de pe față, pleacă kilogramele. Există riscul să se lase pielea, să cadă. Cum prevenim povestea asta? În primul rând trebuie să-și facă un abonament la masaj facial. E foarte important pentru musculatura feței. Astea sunt primele semne. Mușchii se lasă și atunci noi trebuie să-i ajutăm să nu se vadă urmele curei de slăbire. În al doilea rând, acasă, hidratare la maxim, o dată pe lună tratament de întreținere și nouă. Adică e foarte important să ne ocupăm și de îngrijirea feței în timpul unei cure de slăbire. Este foarte. Chiar dacă interesul nostru e să scăpăm de burtă. Da. Și toată lumea se concentrează fix pe... De burtă și de gușă. Exact. Dar nimeni sau prea puțină lume se gândește și la față, la ce se întâmplă cu fața. Acum cureți, da? Da. Facem o exfoliere. Acum o să-i fac un masaj. Asta poate să o facă și clienta seara după ce își aplică o cremă mai grasă. Câteva mișcări de să bată singură. De ciupire. Tonifiere, da? Tonifiere, da. Ce facem cu gușa? Pentru că este o zonă în care pielea atârnă după ce se duc kilogramele. Prin masaj. Zi de zi. Da, zi de zi. O cremuță de lifting aplicată în zona aceasta, contur al feței. Decolteul, niciodată să ne uităm de el. Tot timpul să ne ducem cu crema și pe decolteu. Să insistăm unde sunt ridurile. Chiar putem mișcări mai ferme. Da, energice. Chiar avem nevoie aici. Uh,
o măscuță cu hormoni naturali marini. Interesant sună. Da. O să simt miști pișcături. E o mască. Da. Îmbibată cu... hormoni naturali marini. Din ce sunt extrași? Alge marine. Spuneai că este o mască pentru lifting, da? Da. Și că rezultatele vor fi... spectaculoase. Și perfect vizibile. Da. Cât timp durează efectul ăsta de lifting? Cam o săptămână. Excelent, abia aștept să vedem finalul răsfățului. Super frumos arată pielea. Asta e pentru ochi? Da. Tot cu hormoni? Tot. Relaxare, răsfăț, este ziua Danei. Da. Cât ai zis, 10 ani? Vrei să o întinerești? Cel puțin. Cel puțin 10 ani, ok. Și crema finală. Și crema finală. Super frumos. Îmi place. Și răsfățul nu se termină aici. Nu. Dana, să-ți fie de bine. Mulțumesc frumos. Continuăm da, ziua mergem, de răsfăț? Bineînțeles. Mergem la coafor, un machiaj. Da, dar hai să-ți propun ceva. Hai să-ți propun un joculeț. Vrei? O coafăm și o machiem pe Dana fără oglindă, fără să se vadă. Ok. Ok? Și la final îi arătăm rezultatul. Bine? Ok. Okay. E perfect.